Inimile noastre, ba doar din iubire. 2 ani de relație. De 2 ani suntem noi împreună. Sufletele pline sunt de fericire. Hristos a înviat. Adevărat a înviat? Viața toată noi împreună vom fi și la fel ca azi mereu ne vom iubi. Este primul Paște al Anastasiei. Sărbători binecuvântate, dragii noștri, cu liniște și pace în suflet. Fie ca lumina sfântă să vă rămână acolo în suflete și să vă călăuzească pașii în această viață. Eu mă uitam așa ce o să aleg, cu siguranță unul mov. Avem de toate, verzi, galbene, albastre, mai multe nuanțe de Dacă ai spus de albastru, albastru l-aleg eu. Da, asta e așa cum mă gândesc, așa că caut un tare. Care e de rață? E vreunul de rață pe aici? O să e de rață? Da. De rață, știi că ăla care caută să fie învingător, ăla e cam învins de obicei. Hristos a înviat. Adevărat a înviat? De data asta am învins. Azi am mai ciocnit de câteva ori și eu am ieșit în pierdere, așa că de data asta am învins. Pentru voi, nu? Sigur. Hristos a înviat? Adevărat a înviat? Jumătate-jumătate. Jumătate-jumătate. De data asta eu sunt cea cu oul spart. Ce să zic? Suntem ca viață. Când câștigă unul, pierde celălalt. Când câștigă celălalt... Pierde celălalt. Așa. Pentru noi, dincolo de toate, sărbătoarea Paștelui, în general, este una foarte importantă, dar în acest an simțim și mai mult bucuria Învierii Domnului, pentru că, în primul rând, este primul Paște al Anastasiei. Are 7 luni și 1 săptămână. Sigur că da, am sărbătorit în acest an în formulă completă, cum place mie să spun, în nucleul nostru frumos și, într-adevăr, a avut o însemnătate aparte pentru că este primul Paște pe care îl sărbătorim așa, în formulă extinsă. Da, și-a ciocnit, Anastasia s-a bucurat, le-a ciocnit pe toate ouăle. Le-a și mâncat. Da, a mâncat cu așa. A avut ea un coșuleț, voi asta cu siguranță n-aveți cum să vedeți, a avut ea un coșuleț așa cu câteva ouă, m-am gândit eu să-i pun când tati dormea și ceilalți nu erau aici și zic, hai să-i fac câteva poze. Și a avut grijă Anastasia, îl lingea pe cel mov, era mov la guriță, îl lingea pe cel roșu, era roșie la guriță și tot așa. Ei bine, e o bucurie să ai un copil în familie, un omogildepe, un boboc de floare, cum vreți voi să-i spuneți, e o bucurie imensă. Dar dincolo de această bucurie și de sărbătoarea Paștelui, care e una clar a frumosului și a învierii, avem un motiv de asemenea foarte important de sărbătorit. De fapt, le-am sărbătorit ieri pe 1 mai, dar noi pe toate le-am adunat Le-am astăzi. Cumulat de această dată și de acest Paște sărbătorim și 2 ani de relație. De 2 ani suntem noi împreună. 2 ani, pot spune eu, minunați, 2 ani în care ne-am cunoscut mai bine, ne corelăm mult mai ușor și mult mai frumos și ce este cel mai important este că împreună, în acești 2 ani, am clădit viitorul copiilor noștri, poate unul mai sigur și mai ușor. Noi poate nu am avut parte de asemenea lucru, dar ne dorim ca prin eforturile noastre să le oferim lor ceea ce poate noi nu am avut. Pentru noi, bucuria copiilor este cea mai importantă și faptul că avem o familie pentru care tragem noi cei mari e un lucru deosebit. Mi-amintesc, vis-a-vis de Paște, faptul că atunci când eram mici, părinții ne luau hăinuțe noi. Așa că Nicușor, anul acesta, a vrut neapărat, fără să-mi spună mie care de gând să facă asta, să perpetuăm obiceiul. Și le-a făcut copiilor o surpriză, luându-le un rând de hăinuțe noi. Cum natura se reînnoiește primăvara și ăsta era principiul Sigur pentru da. Care ne luau părinții
haine noi, așa a vrut și el, să le cumpere copiilor hainuțe noi. Sigur, tradiția trebuie să continue și poate noi nu ne putem bucura de atât de multe lucruri, dar acest lucru vreau să-l continuăm, pentru că Lumina Sfântă trebuie primită cu sufletul deschis și, de ce nu, și cu haine noi. Așa cum am fost noi obișnuiți și așa cum se obișnuiește la noi, la români din moș strămoși. Așadar, multe motive de a sărbători. Mă gândeam să le arătăm și ce am gătit noi și ce bucate. Să arătăm și momentele frumoase ale noastre pe care le avem doar noi, așa, cu copiii noștri, cu cei trei, doi mari, unul mic. Sigur că da. Când ciocnesc ouă și sperăm să vă bucurați și voi de cum am petrecut noi exact, acest Paște minunat. Și nu ne rămâne decât să vă dorim tot ce poate fi mai frumos să vă ofere anul acesta și viața în general. Și să sperăm că vom trece peste această perioadă grea, vom fi mai umani, mai buni și ne va păsa mai mult de cei de lângă noi. Cel mai important Paște de până acum, de când te-ai născut tu până în prezent? Păi cel de anul acesta, pentru că avem pe Anastasia lângă noi. Și o bucurie pentru noi toți, evident, și pentru cei mici și pentru noi cei mari, să ne jucăm cu micuța noastră. Luca, tu așa ca și viitor preot, mami, de ce e importantă această sărbătoare a Paștelui pentru noi? Pentru că sărbătorim învierea Domnului. Foarte frumos! Cu siguranță e o sărbătoare care ne bucură sufletele tuturor și Lumina Sfântă ne dorim să ne rămână veșnic în suflet. Ce le dorim, mami, celor care ne urmăresc? Paște fericit! Hai, mami, luați-o ușoare și ciocniți! Și cu Anastasia o ajutați și pe ea? Ajutați-o, mami, și pe ea. Țineți-i și cu mânuța ei. Așa, primul ei ciocnit de ou. Bravo! Cine a câștigat? Eu. Luca, mami, tu ai ou spart? Ia altul și ciocnește și cu Anastasia. Bine, hai, cu partea aceea. Hai! Primul Paște al Anastasiei și cu siguranță anul viitor își va aduce aminte mult mai multe lucruri. Acum, doar așa, pentru mami, tati și frățiori, bucuria aceasta a ciocnirii ouălor. Așa arată masa noastră de Paște. Toți românii au în case cele mai alese bucate. S-au întrecut gospodinele în a găti tot ceea ce se mănâncă la români din moș strămoși. Nichi, ce te tentează pe aici, pe masă? Cel mai mult mă tentează sarmalele și acum trebuie să recunosc că sunt făcute de mine după o rețetă foarte veche și sunt foarte bune. Și așadar nu mă pot lăuda decât că poftesc la aceste sarmale. Sarmale cu mămăliguță și smântână, ele au fost gătite într-un tuci așa, dar le-am transferat într-o cratiță în culoarea ce-mi place mie. Uitați ce bine arată și fripturica, două tipuri de fripturi a făcut astăzi Nichi. Da, friptură de porc și friptură de ied. Asta mai mică marinată. E de ied, cea mai micuță este dată de ied, marina. Noi, eu și copiii, nu mâncăm deloc ied și alte preparate de genul ăsta. Andrada mai gustă ceva din oaie, însă cred că asta e făcută pentru tine, așa, să te delectezi astăzi. Și pentru Andrada, având în vedere că nici eu nu consum miel, dar iedul fiind marinat nu va mai avea niciun gust și sperăm că în acest an vom gusta cu toți. Uite ce frumos arată Pasca, miroase extraordinar de frumos. Eu una iubesc Pasca, așa cu brânzica de vaș cu stafide, arată grozav. Și uite cât de frumos ne-au ieșit ușoarele în Vinerea Mare făcute.
Nichi, îți plac? Sigur că da, și trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că au fost decorate de copiii noștri, Andrada și Luca. Anastasia încă nu poate să decoreze și sunt foarte mulțumiți de rezultatul lor și noi ne bucurăm că i-am implicat în realizarea lor, pentru că în această sfântă sărbătoare ouăle au un rol foarte important, în modul special cele roșii, care simbolizează sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar vezi ce murături groze avem aici? Sigur. Eu le-aș mânca așa din privire. Da, și ar trebui să-i mulțumim unui om special care an de an, sau mai bine zis la fiecare sărbătoare, este alături de noi. Și ne trimite murături extraordinar de gustoase, Mihaela Enache. În cămara Mihaelei găsim tot felul de bunătăți, multe, felurite, sute de sortimente. Și foarte, foarte gustoase, să nu uităm acest amănânt. Și dacă tot am zis de ce primim noi așa ca și bonus pentru fripturi, de ce să nu spunem cadourile dulci pe care le primim în fiecare an de sărbători? De la... Sigur, de la îndrăgita interpretă de muzică populară Brândușa Covalciuc Ciobanu, și pe această cale transmitem că o iubim și mulțumim pentru toate cadourile dulci pe care ni le oferă la ocazii speciale. Trebuie să spunem că acești cozonaci din Botoșani sunt extraordinar de gustoși, au multă, multă umplutură și spre deosebire de rețetele noastre de aici din sud, aceștia sunt total diferiți. Poate se îndură cineva și de noi să ne dea o rețetă grozavă așa de cozonac bucovinean sau moldovenesc. Și să le mai spunem și celor care ne urmăresc că mai avem pregătit ceva aici. Un platou tradițional, pentru că atât drobul cât și brânza au o însemnătate specială în seara de înviere. Noi, neconsumând miel, am ales în acest an un drob de porc, bineînțeles cu nelipsita șunculiță și telemeaua proastă. Ce bine arată, grozav! Ăsta l-ai făcut-o astăzi, așa, ca și surpriză. Da. Eu am făcut mămăliguța, care sperăm să nu se răcească prea tare, să o putem combina cu sărmăluțele alea grozave și cu smântână. Cred că gustăm din toate așa câte puțin. Am zis noi că anul ăsta nu prea gătim, dar nu ne-a ieșit, vezi, Nichi? Da. Nu ne-a ieșit. Cam fiecare an ne propunem să gătim mai puțin, dar având în vedere că felurile pe care orice român le are pe masă în ziua de Paște sunt acestea, nu putem să reducem nimic din aceste feluri foarte gustoase.